Salutare și bine ați revenit pe canal! Numele meu este Alex, iar acesta este Samsung Galaxy S23 Ultra, flagship-ul celor de la Samsung lansat cu o lună în urmă. Timp în care acesta a primit și un update de soft, asta nu face decât să mă ajute pe mine să vă ofer o părere cât mai corectă când vine vorba despre acest dispozitiv, așa că să nu mai pierdem timpul și să dăm drumul review-ului. Ecranul este un AMOLED de 6.8 inch QHD LTPO și ca de obicei Samsung păstrează ce este mai bun pentru telefoanele proprii când vine vorba de ecrane. Nu cred că este nevoie să mai spun cât de luminos și vibrant este acest display. Cred că până acum toți știu că Samsung sunt cei mai buni la acest capitol. Incorporat în ecran, primim fingerprint-ul ultrasonic care răspunde instantaneu la atingerea ecranului cu degetul. Ce mai primim în plus față de anul trecut este procesorul Snapdragon 8, generația a doua. Anul acesta a fost un pic modificat special pentru modelele Galaxy S23. Vestea bună este că toți cei ce vor cumpăra modelele de anul acesta vor primi noile procesoare, nu ca în anii trecuți, când în Europa Samsung oferea doar procesoarele Exynos. Memoria RAM este de 8 și de 12 GB, iar spațiul de stocare pornește anul acesta de la 256 de GB și poate fi cumpărat și în varianta de 1 TB. Telefonul vine în mai multe culori, acestea fiind Phantom Black, Green, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red și BMW M Edition. Iar când vine vorba de camere, cei de la Samsung au făcut anul acesta un upgrade substanțial, senzorul principal fiind unul de 200 de megapixel, dar despre asta vom vorbi puțin mai târziu. Samsung Galaxy 23 Ultra, la fel ca și 22 Ultra, aduce schimbări destul de mici când vine vorba de design. La fel ca și cei de la Apple, de la an la an implementările sunt nu la fel de radicale. Din punctul meu de vedere sunt foarte binevenite, sunt rafinamente care nu fac decât experiența cu telefonul să fie una cât mai plăcută. S23 vine cu un display și spate acoperit cu Corning Gorilla Glass Victus 2, iar rama telefonului este de aluminiu, care cei de la Samsung spun că ar fi mult mai rezistent la căzături și zgârieturi. Eu n-am să mă pun acum să trântesc cu telefonul pentru a testa ce spun cei de la Samsung, dar îmi rezerv dreptul să cred că în momentul în care telefonul face cunoștință cu asfaltul, sunt șanse foarte mari ca display-ul sau spatele din sticlă să se crape. Este rezistent la apă și praf, fiind certificat IP68. Suportă SIM fizic cât și eSIM, iar greutatea lui este de 234 de grame. Am să adaug la capitolul design și stylus-ul, care are integrare Bluetooth și poate fi folosit ca remote control în momentul în care vrem să facem poze de la distanță. Sincer, eu nu l-am folosit niciodată, dar pentru cei interesați, acesta este încă aici. Bateria. Am numai lucruri pozitive de spus despre aceasta. Este un litiu-ion de 5000 de mAh, încărcare rapidă de 45W, încărcarea wireless este de 15W, iar cea reversibilă este de 4.5W. Pe scurt, cu joc, folosire moderată, telefonul acesta rezistă până la o zi și jumătate, poate chiar 2 zile de utilizare. Iar acum să revenim la ceea ce interesează și face lumea să facă upgrade la noile modele, camerele. Camera principală este una de 200 de megapixel cu apertură de 1.7, cu stabilizare optică, iar aceasta filmează 8K cu 30 de frame-uri pe secundă, 4K cu 60 de frame-uri pe secundă și 1080 cu până la 240 de frame-uri pe secundă. Suportă HDR10+ și Stereo Sound Recording. Cea periscopică este una de 10 megapixel cu apertură de 4.9, camera telefoto este și ea una tot de 10 megapixel cu deschidere de 2.4, iar cea ultra-wide este de 12 megapixel cu apertură de 2.2. Iar când vine vorba de camera frontală, pentru că da, acest telefon are mai multe camere decât apartamentul unde eu locuiesc, este una de 12 megapixel cu o deschidere de 2.2 și poate filma 4K cu 60 de frame-uri pe secundă. Ce să mai, Samsung a aruncat cu toată artileria grea când vine vorba de camerele de pe S23 Ultra. Dar nimic nu face mai clară situația decât un test practic legat de aceste camere. Așa că eu v-am pregătit în momentele ce urmează o serie de fotografii făcute cu acest telefon și o mică comparație cu rivalul acestuia, iPhone 14 Pro Max.
Este clar că Samsung a vrut să ofere cu modelul de anul acesta, cum se spune la noi la români, cireașa de pe tort. La fel cum ne-am obișnuit de la seriile trecute, aceste telefoane vin dotate full cu customizări care mai de care mai pompoase, toate acestea însă fără a mai oferi experiența din trecut legată de interfața One UI, care era destul de înceată, să spunem așa. Anul acesta nu mai este cazul, pentru că Samsung Galaxy S23 este într-adevăr cireașa de pe tort când vine vorba despre un telefon cu sistemul de operare Android. Iar acum că am ajuns la finalul videoclipului, aș vrea să știu părerea voastră legată de Samsung Galaxy S23 Ultra. Merită oare upgrade-ul, mai ales dacă veniți de la un S22 Ultra sau poate chiar S21 Ultra? Mi-ar plăcea să aflu părerea voastră în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat vizualizării, numele meu este Alex, iar acesta a fost review-ul meu la Samsung Galaxy S23 Ultra.